Înaintea descoperirii insulinei la începutul secolului al XX-lea, diabetul reprezenta o afecțiune îngrozitoare care ducea în cele mai multe rânduri la deces. Doctorii din perioada respectivă știau că zahărul este cel care putea înrăutăți starea de sănătate a unui pacient diabetic și că cel mai eficient tratament era acela care implica un regim alimentar foarte strict în care conținutul de zahăr era extrem de redus. În unele cazuri însă, dietele drastice aveau consecințe dramatice, pacienții murind, nu de puține ori, din cauza înfometării. Insulina este un hormon care are efecte profunde asupra metabolismului uman, făcând ca celulele hepatice, musculare și adipoase să preia glucoza din sânge și să o stocheze sub formă de glicogen la nivelul ficatului și al mușchilor. În momentul în care acest hormon esențial este absent sau se găsește în cantitate mică în organism, glucoza nu mai este folosită de către celulele corpului și organismul începe să utilizeze grăsimea ca sursă de energie prin transferul de lipide din țesutul adipos către ficat. În momentul în care nivelul de insulină nu mai poate fi controlat, se instalează diabetul zaharat. Pacienții cu diabet zaharat de tip 1 depind de administrarea din exterior a acestui hormon, sub forma injectabilă subcutanată, pentru că hormonul nu se mai produce intern. Pacienții cu diabet zaharat de tip 2 sunt insulinorezistenți și din cauza acestei rezistențe pot suferi de o deficiență relativă a acestui hormon. În general, în acest caz, cel puțin în primă fază, tratamentul este de ordin strict alimentar, glicemia reglându-se în acest fel, iar administrarea de insulină ca primă intenție de tratament nu este necesară, boala fiind combătută prin administrarea altor medicamente în cazul în care dieta nu funcționează. Începuturi. În secolul al XIX-lea, studiile post-mortem în cazul pacienților care au suferit de diabet au arătat că majoritatea aveau pancreasul afectat de această boală. În anul 1869, un student medicinist de origine germană, Paul Langenhans, este cel care descoperă că în interiorul celulelor pancreatice există grupuri de celule cu o funcție necunoscută încă. Unele dintre aceste celule poartă numele de celulele producătoare de insulină, așa numitele celule pancreatice beta. Mai târziu, în onoarea celui care le-a descoperit, aceste celule au fost numite celulele Langerhans. În anul 1889, tot în Germania, fiziologul Oskar Minkowski și medicul Joseph von Mering au arătat că, dacă unui câine i se îndepărtează prin intermediul unei operații chirurgicale pancreasul, animalul se va îmbolnăvi în scurt timp de diabet. Dacă ductul, canalul prin care sucurile pancreatice ajung la nivelul intestinului, era ligaturat, câinele dezvolta doar afecțiuni minore, nu și diabet, deducându-se astfel că pancreasul era responsabil de producerea sucurilor digestive și a acelei substanțe care regla glucoza din sânge. Această secreție era practic cheia problemei și cel care putea izola substanța ar fi putut rezolva și misterul diabetului. Cu toate acestea, insulina, denumită așa de belgianul Jean de Meyer în 1909, încă mai avea de așteptat, progresul în cercetările din acest domeniu fiind unul foarte lent. Descoperirea insulinei. În octombrie 1920, în Ontario, Canada, chirurgul anonim până în acel moment, Frederick Banting, împreună cu Charles Best, un student în medicină, sunt acceptați în laboratorul din Toronto al profesorului John MacLeod, figură marcantă în studiul diabetului, pentru a face cercetări în legătură cu substanța care să contracareze efectele diabetului. Au la dispoziție un echipament de bază și 10 câini pentru experimente care încep în vara anului 1921. Primul produs preparat de Banting și Best, puțin activ și foarte impur, a deschis drumul tratamentului pentru diabet. Datorită muncii magistrale și extrem de rapide a biochimistului J.B. Collip, produsul inițial a fost îmbunătățit, astfel încât să poată fi folosit în scop terapeutic. Primul pacient cu diabet care a primit insulină a fost Leonard Thompson, un copil de 14 ani care, pe măsură ce tratamentul experimental avansa, își recăpăta apetitul și forța. Echipa de cercetători își extinde testele și la nivelul altor subiecți care răspund la fel de pozitiv. Vestea succesului noului tratament împotriva diabetului se răspândește cu repeziciune și în anul 1923, Comitetul Nobel hotărăște că Banting și MacLeod să primească premiul Nobel pentru fiziologie și medicină.
Această decizie îl înfurie pe Banting pentru că el lucrase împreună cu studentul său Best și nu cu MacLeod, dar până la urmă, banii și faima, la decizia lui Banting, vor fi împărțite între cei patru, Banting, Best, MacLeod și Collip. Controverse. Fără studiile și experimentele extrem de valoroase ale omului de știință român Nicolae Păulescu, istoria medicinei ar fi avut probabil un alt curs, în special în ceea ce privește descoperirea insulinei. Acest distins cercetător român este cel care descoperă primul hormon pe care în studiile sale îl numește pancreină. Încă din anul 1916, Păulescu dezvoltă un extract pancreatic folosit cu succes în normalizarea nivelului glicemiei sangvine la câini diabetici. Din nefericire, odată cu izbucnirea primului război mondial, Păulescu este forțat să își abandoneze cercetările până în anul 1921, când scrie un articol pe larg despre rolul pancreasului în asimilarea hranei. Articol publicat în august 1921 în Archives International de Psihologie. Descoperirea sa este patentată în anul 1922 de către Ministerul de Industrie și Comerț al României. Coincidență sau nu, 1921 este chiar anul în care Banting își începe experimentele pe câini, experimente care îl duc la descoperirea insulinei, inspirat fiind de către studiile doctorului de origine poloneză-germană Oscar Minkowski, care, în anul 1889, îndepărtase pancreasul unui câine sănătos pentru a testa rolul pe care acesta l-ar putea avea în digestie. Până la momentul în care Banting începea să izoleze acest hormon pancreatic, Păulescu realiza același tip de experimente încă din anul 1916. Mai mult, Banting era familiar cu studiile lui Păulescu, citând chiar lucrarea lui Păulescu în lucrarea sa, cea care avea să fie premiată cu Nobelul în medicină. Banting, MacLeod și restul echipei au patentat extractul de insulină, dar au cedat toate drepturile către Universitatea din Toronto, care mai târziu va folosi integral sumele de bani rezultate din comercializarea acestui hormon pentru a finanța cercetările ulterioare. La scurt timp după descoperire, compania Eli Lilly începe producția la scară largă a insulinei și chiar dacă acest hormon nu vindecă diabetul, este una dintre cele mai mari descoperiri din istoria medicinei. În momentul în care a fost lansat pe piață, hormonul a fost ca un adevărat miracol pentru persoanele cu diabet sever, care nu mai aveau decât câteva zile de trăit. Atât timp cât își primeau insulina, aceștia puteau trăi o viață aproape normală.